Ученики школ, где 1 ноября откроют избирательные участки, на следующий день останутся дома. Приказ подписал министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров. По его словам, сейчас на карантине находятся 13 довузовских учебных заведений. Новым коронавирусом заболели 265 учеников и 368 педагогов. Săptămâna viitoare elevii se vor afla în vacanță. În ceea ce privește organizarea alegerilor, am emis un ordin în ziua de 9 octombrie, conform căruia în instituțiile unde vor se vor efectua alegerile, în ziua de luni va fi organizat învățământul la distanță, în prima zi după încheierea vacanței, respectiv dând posibilitatea ca să se facă dezinfectarea în aceste instituții.